Bună seara și bine ne-am reîntâlnit! Tehnici de echilibrare energetică. Am fost solicitată în enumărate rânduri să mai prezint câteva tehnici prin care fiecare dintre dumneavoastră să se poată reechilibra, recentra într-un mod armonios, astfel încât viața să îi se pară mult mai ușoară, să poată să depășească orice dificultate și provocare a vieții, să reușim să ne manifestăm armonios cu semenii noștri, în felul acesta rezolvând foarte multe traume interioare, dar în același timp, la rândul nostru, să nu provocăm suferință celor din jur. Pentru că o ființă dezechilibrată și din punct de vedere energetic este predispusă să creeze neplăceri celor din jur, având o structură dezordonată, neînțelegând fluent, să zicem așa, intențiile, precum și mesajele celor din jur, nu poate capta într-un mod firesc, simplu, informația, în felul acesta ajungând la un blocaj, acest blocaj la rândul său, generând alte dezechilibre în lanț. Deci este vorba atât de o percepție corectă a realității înconjurătoare, cât și de o manifestare perfectă, frumoasă, armonioasă, o manifestare a fiecăruia dintre noi într-un mod, să spunem, perfect aliniat cu structurile universale. Într-un fel, fiecare dintre noi, conștient sau inconștient, oricum ne împlinim menirea. Și aș vrea să înțelegeți că aceste dezechilibre de tip energetic pot să te determine să deraiezi un pic de la traiectul tău sau să întârzi producerea anumitor evenimente chiar plăcute în viața ta. Și atunci când observăm că apar aceste dezechilibre și influențe negative, stăm să ne întrebăm și atunci căutăm de fapt o rezolvare, să vedem ce este de făcut pentru a reuși să depășim acel impas. Cu toții vrem să avem parte numai de evenimente pozitive, creatoare, generatoare de prosperitate, de abundență, de sănătate. Da? Și atunci, clar, încercăm să și uneltim cu Universul, putem spune în felul acesta, să găsim o cale de comunicare între noi și Univers, astfel încât să primim cu claritate informațiile din câmpurile informaționale și în felul acesta să ne împlinim dorințele noastre, precum și destinul nostru, într-un mod mult mai simplu și clar. Cât mai firesc, practic, de structura și programul pe care ni l-am ales de manifestare în această viață. Pentru că un destin este, de fapt, un program pe care structura noastră l-a ales. Putem observa că sunt mai multe tipuri de dezechilibre energetice sau de disfuncțiuni în viața noastră. Sunt anumite disfuncțiuni co-create de către noi, putem spune, acele provocări din partea vieții. Și ați putea să gândiți, bun, dar cum eu să îmi doresc să am de-a face cu o experiență nedorită, poate chiar și traumatizantă la un moment dat, cum am fost eu în stare să decid în planul superior atunci înainte de întrupare să am o astfel de experiență? Da, este posibil, pentru că în acel plan nu există sistemul acesta dual pe care noi îl avem de orientare, în care împărțim lucrurile în bune sau proaste, în benefice sau malefice și așa mai departe. Și sunt doar experiențe. Acolo avem un alt nivel de conștiință, de percepție a realității și atunci avem acest curaj. Poți să spui un pic cu inconștiență, dacă ar fi să privim din perspectiva pământeană, domne, ce-o fi fost în capul meu să-mi proiectez în programul acesta de viață astfel de evenimente mai puțin plăcute. Aceste dezechilibre de tip energetic sau confruntări cu realitatea, putem spune, sunt uneori create și de către noi, adică
ca sisteme de siguranță, unele dintre ele, sisteme de siguranță în sensul că atunci când observăm și ne luăm această proprie măsură de siguranță, că în momentul în care deraiem de la împlinirea unui program de-al nostru, să apară, să se genereze o disfuncțiune în structura mentală, emoțională a noastră, care să ne dea de înțeles. Deci să fie acel clopoțel care sună, vezi că ceva nu este în regulă. Deci avem în programul nostru și astfel de sisteme de siguranță auto-implementate înainte de întrupare. Mai sunt, cum sunt situațiile mai grave, pe care așa le considerăm noi și așa ăsta este modul nostru de percepție, dar pe această clasificare putem spune că există și situații mai grave unde sunt dezechilibre și chiar și de ordin fizic care afectează fie sănătatea, fie relațiile sociale. Sunt persoane care cu dificultate își găsesc un partener de viață sau cu dificultate reușesc să dea naștere unui copil. E, aflați că inclusiv astfel de programe pe care noi le considerăm de multe ori ca fiind niște blocaje pot fi co-create de către noi tocmai pentru a ne căli, pentru a ne dezvolta, pentru a fi stimulați să găsim anumite soluții și, în definitiv, să fim stimulați să ne regăsim, să ne recunoaștem puterea interioară. Pentru că absolut tot ce există în acest univers, bine sau rău, este menit să contribuie la progresul nostru, la evoluția noastră spirituală. Și aș vrea să înțelegeți lucrurile atât de simplu și de clar, pentru că avem tendința să bâșbâim necunoscând sau neînțelegând, punându-ne mii de întrebări, dar de ce mi se întâmplă mie asta? De ce am ajuns eu în starea aceasta deplorabilă, din punct de vedere fizic sau social? De ce sunt atât de nefericit, nefericită, da? De ce mi se întâmplă mie toate evenimentele? De ce atrag toate ghinioanele posibile, da? Sunt astfel de persoane care la un moment dat în viață se confruntă cu un lanț, putem spune, de evenimente, bineînțeles nedorite de către ele, dar totuși acele evenimente pornesc pe o pantă, ca într-o cascadă, să zicem așa, greu de controlat. Și stăm să ne întrebăm, băi, dar ce am făcut? Ce se întâmplă? Aflați că o mare parte, cum spuneam, din aceste programe, provocări, de tip provocare, hai să le numim așa, de tip provocare, sunt oferite de chiar structura ta, de maestrul din tine, de spiritul tău, sunt oferite încă de la început. Bun, și cu toate astea, asta nu înseamnă să renunți și să spui, bun, dacă așa mi este scris, nu am ce face. Nu, din contră, ți-ai asumat și astfel de situații tocmai pentru ca tu să evoluezi. Deci, practic, să găsești ieșirea din acele blocaje, din acele limitări ale structurii tale, să fii stimulat să evoluezi. Asta nu înseamnă să te resemnezi. Știi, am întâlnit persoane, de obicei pesimiști, au viziunea asta, n-ai ce să-i faci, așa e viața, așa mi-a fost dat, ce sens are să mai mă agit? Oricum, pentru ei toate nuanțele pornesc de la gri în jos spre negru, da? Toată viața este privită într-un tablou din ăsta întunecat și, prin urmare, ce să fac? Îmi duc zilele de pe o zi pe alta. De câte ori ați auzit astfel de persoane? Evitați, pe de o parte, să rezonați, să intrați în rezonanță cu genul ăsta de oameni și cu această mentalitate. Pe de o parte, de obicei, pesimiștii devin și toxici și la rândul lor pot genera dezechilibre în jurul lor, da? Dezechilibre chiar energetice, psihoemoționale, mergând mai departe. De aceea este bine să identifici, să știi cu cine ai de-a face și atunci cea mai simplă formă, să zicem așa, de a-ți menține echilibrul energetic este
să îți menții corpul de lumină în parametri optimi, să vizualizezi cum ești scăldat în lumină, cum lumina pătrunde în structura ta și din structura ta corpul tău de lumină se activează, astfel încât orice umbră sau string sau atac energetic sau influență negativă nu mai vine în structură, nu mai pătrunde în tine, ci rămâne, se dizolvă în acel câmp de lumină pe care tu îl emani. Deci aceasta este o primă tehnică de bază, o tehnică care se află la îndemâna tuturor de echilibrare și de anihilare, în primul rând, a tuturor influențelor negative care pot produce dezechilibre în sistemul tău. Da? Deci, în primul rând, prima formă este cea preventivă, putem spune, de prevenție, în care atunci când știi că ai o întâlnire sau chiar în timpul întâlnirii, când vezi că discuția cu o anumită persoană pornește pe o pantă care te tulbură, în momentul ăla încearcă să nu mai empatizezi, adică să nu mai simți suferința celuilalt, să-l înțelegi, ok, dar în momentul respectiv activezi lumina interioară, exact așa după pașii pe care i-am redat mai devreme. Deci, practic, vizualizezi cum deja ești ființă de lumină, ok, din iubire și compasiune aud, dar nu mai intru în rezonanță, astfel încât să nu cobor și eu la nivel vibrațional sau ca amplitudine a frecvențelor mele, să nu cobor la nivelul celui pe care poate sufletul meu și-ar dori sau are un program de întrajutorare, da? Deci poți să-l ajuți atunci când tu rămâi sus, da? Nu mai ești eficient, da? Nici binele pe care vrei să-l faci, nu-l faci când ești scăzut ca și nivel de vibrație, da? Pentru că atunci ești asemeni lui. Practic, ce o să faceți? Nu vă rămâne decât să vă îmbrățișați, să vă luați în brațe, să vă plângeți de milă unul altuia și rezolvarea nu așa vine. Deci dacă vrei să-ți ajuți un prieten, o cunoștință care se află în astfel de stări depresive sau de pesimism, poate să fie și structura lui pesimistă, practic rămâi în starea ta de echilibru și de fericire, fiind o ființă de lumină, tu fiind puternic, da? Reușești în felul acesta să-i ajuți și pe cei din jur. Asta este o primă formă, spunem noi, altruistă de manifestare. Pentru că în viața de zi cu zi n-ai cum să eviți tot timpul situațiile negative sau astfel de oameni care pot deveni toxici, fie că structura lor este toxică, provenind dintr-un nivel de conștiință inferior. Despre nivelele de conștiință, așa am mai discutat și în primul volum din seria Călător în Infinit, în primii pași, ca să înțelegeți că în univers lucrurile sunt așa cum sunt, dar prin prisma noastră încercăm să ne poziționăm în acest timp-spațiu și avem aceste repere prin care ne putem cataloga sau percepe la un moment dat, la un anumit nivel, față de ce se află, de tot ceea ce se află în jurul nostru. Și poți să spui, da, acum sunt într-o poziție de superioritate, adică mă simt optimist, ok, bine și așa mai departe, sau poți și atunci când mai apar evenimentele vieții și ești așa luat într-un tăvăluc, poți să-ți mai scazi un pic vibrația și să zici, domne, uite, acum nu prea sunt ok din punct de vedere energetic, sufletesc, psihic, și spui că ești într-o stare de inferioritate. Este bine ca în momentul în care ai observat că structura ta tinde să se prăbușească, să ai puterea de autoanaliză. Când ai prieteni sinceri lângă tine, este bine să le asculți și sfatul, pentru că de multe ori nouă ne este mai ușor prin oglindire. Cei din jurul nostru percep într-un fel, ne percep într-un mod, de multe ori mai obiectiv decât avem noi tendința să ne autoanalizăm, și atunci este bine uneori să asculți și de sfaturile celor din jur. Și când auzi, știi, mă uit la tine, parcă nu arăți prea bine astăzi, ce se întâmplă? Ești mai întunecat, ești dus pe gânduri. Nu împușca solul, da? Pentru că nu asta este ideea. Nu deveni agresiv cu cel care îți atrage atenția, ci mulțumește-i și ai
maturitatea spirituală, manifest-o în felul acesta, mulțumindu-i, spunând, ok, bine că mi-a atras atenția, uite că eu nu observam, poate am o poziție incorrectă a corpului, poate nu stau suficient de drept sau poate nu am observat că mă las furat de gânduri și nu sunt atent în acest prezent, da? De multe ori nu vi se întâmplă să vorbiți cu cineva și să observi că e plecat tare departe și sunteți supărați pentru că nu vă ascultă. E, omul respectiv trece printr-o formă de dezechilibru în momentele acelea, pentru că firesc, starea firească este aceea de a fi în timpul prezent, de a fi într-o stare bună, optimă, da? Într-o poziție, hai să spunem, neutră, nici de exaltare, dar nici de prăbușire psihică, da? Practic nu sunt nici de acord cu varianta asta de zenul artificial de care am mai vorbit cu alte ocazii, zâmbetul ăla de multinațional înghețat așa și omul clocotește pe interior, are doar o mască, da? Uneori este deranjantă masca asta când o vezi. Deci nu vă transformați în niște falși nelepiști sau știu eu ce alte forme care vă învață, tehnici care vă învață cum să vă ascundeți, ci învățați să fiți voi înșivă, să fiți autentici. Clar, când îți dorești, când te afli, de exemplu, într-o reuniune, nu vrei să strici buna dispoziția celorlalți, îți lași un pic din grijile care te înconjoară ca să nu destabilizezi grupul respectiv și armonia. Dar asta nu înseamnă să pici în faza cealaltă de extremă, cum spuneam, de într-o exaltare de aia falsă, în care râzi ca prostul, că asta este expresia, da, de la orice lucru banal, da, ți se pare, vai, faci o mare poveste, mi se întâmplă să întâlnesc și oameni de genul acesta, deci fiecăruia în viață îi sunt date astfel de modele, da? Ei, sunt modele demne de urmat, sunt modele care îți atrag atenția și te determină să-ți dai seama până la urmă cum ești tu și care ar fi până la urmă modalitatea firească de a te manifesta, de a te exprima. Până la urmă, varianta cea mai sinceră este cea autentică, să fii tu însuți. Înțelegând că sunt situații în care poți să maschezi o durere sau o traumă într-un anumit context, astfel încât să nu-i deranjezi pe ceilalți, să nu-i tulburi, da? Dar asta nu înseamnă să pleci cu această stare de negare, da? De negare a suferinței și blocajului personal la infinit. Este o variantă, cum să zic, din iubire și compasiune față de ceilalți, dar nu să o iei permanent la tine la pachet, știi, eu acum neg toate traumele mele și trebuie să zâmbesc, gândirea aia pozitivă dusă la extremă, da? Modalitatea aia hiperpozitivă, hai să zic așa, deși nu este corect termenul, dar ca să înțelegem mai clar la ce mă refer, da? Practic, reușim să fim noi înșine, înțelegând că există un echilibru și un balans între pozitiv și negativ, între bine și rău, da? Cum nici ție nu-ți place când te duci, să zicem, la o aniversare sau la o petrecere, să întâlnești pe câte unul bufnos așa venit cu tot bagajul lui negativ acolo și strică zenul întregului grup, e, așa nici tu când te afli într-o astfel de situație ai grijă într-un fel măcar de complezență, de dragul armoniei care se află în jurul tău și intențiilor deschise ale celor din jur, dorinței lor de a se simți foarte bine și da, să beneficieze practic de acele minute, momente de reuniune firească și armonioasă, e, atunci practic știi cum să utilizezi, să zicem așa, controlul asupra stărilor tale. Cât îți este permis să te exprimi în exterior și fizionomia ta, trăsăturile tale, gândurile tale să fie într-un fel direcționate și aranjate, până la ce nivel, da?
Și cât, când este momentul să fii 100% tu însuți, în moment în care, și este bine aceste momente să le aveți când sunteți într-un moment de retragere, să zicem, că sunteți la voi acasă, că vă plimbați singuri prin parc, în care să faceți aceste autoanalize. Și atunci, practic, n-are sens să te mai păcălești pe tine, acolo chiar trebuie să vezi cu obiectivitate, de fapt, cum ești tu și ce anume te nemulțumește, tocmai pentru a găsi o soluție de a ieși din acel blocaj. Deci, am lămurit până acum, deci sunt o parte din aceste blocaje energetice autodeterminate de către noi, putem spune, în programul nostru de manifestare. Sunt unele care apar, pe de altă parte, ca sistem tot autoprogramate de alarmare, da? Practic, la un moment dat vedem că nu mai suntem noi, nu suntem în parametri optimi, vedem că parcă ne lipsește ceva. Este momentul să te întrebi de ce mi se întâmplă asta, tocmai pentru că Universul își dorește autodezvoltarea sa în condiții perfect egale pentru toată lumea, pentru toată creația, și prin urmare îți oferă pârghile necesare de care tu să le utilizezi, să te folosești, astfel încât să reușești să revii în fluxul Universului, să redevii tu. Mai sunt alte tipuri de blocaje energetice generate de anumite atacuri energetice. Atacuri care pot veni fie de la vampiri energetici, persoane toxice prin structura lor, fie atacuri energetice concentrate, bine gândite, acum depinde de poziția fiecăruia, de rolul său în viață, de poziția socială pe care o are, politică, administrativă și așa mai departe, chiar și o funcție de conducere într-o banală firmă, da? Deci există astfel de atacuri energetice odată și concentrate. Pe de altă parte, mai sunt dezechilibre realizate în decursul vieții de către noi înșine. E, aici dezechilibrele respective le creăm involuntar. Involuntar în sensul că, fără să ne dăm seama, la un moment dat gândim toxic, păgubos, da, cum spun eu, pentru structura noastră, într-un mod care nu ne face cinste, dar ne mai scapă, da, să spunem așa, într-un gând de invidie, de mici răutăți, de, să zic, de frustrare, de nemulțumire. Și dacă rămâi ancorat în acea energie a unui astfel de câmp pe care tu îl creezi, în momentul respectiv îți poți crea blocaje majore, atât la nivel mental, emoțional, cât și fizic. Deci atenție și la modul în care te gândești, cum evaluezi realitatea înconjurătoare, cum te raportezi la ea, pentru că foarte multe dezechilibre energetice sunt create chiar de tine. Dar revin cu această temă și după o scurtă pauză. Device-ul acesta torsor original, să știți că funcționează. Mă dureau foarte rău umerii și mâinile, încheieturile. Aproape că nu puteam să mă mai îmbrac. Mi-a trecut, mi-a ameliorat. Eu l-am purtat în majoritatea timpului pe coloana. Coloana și-a dat drumul și motiv pentru care eu mă simt mai bine. Am, de exemplu, o înțepătură, o durere în dreptul rinichiului unde am avut piatră. Și pun torsorul, dar nu direct pe piele, pun în regiunea respectivă. Și în câteva minute nu mai simt nicio durere. La durerile reumatice am eu convingerea că rezultatele sunt nete, sunt clare. Dacă mă doare genunchiul și am pus torsorul, este clar că îmi trece. Începând de la 10 minute până la o oră îl țin, dar de la 10 minute simt deja efectul, îmi trece. Am făcut o
cum să vă spun, o insomnie puternică. Și eu m-am zis că nu mai văd cu ochi. Am devenit foarte, foarte agitată. De la agitația asta am început să mă îngraș. L-am cumpărat și de atunci eu mă simt foarte, foarte bine. Deci am putut să dorm, acum mă simt foarte bine. Mi-a părea o durere aici deasupra inimii. Am fost la doctor, mi-a schimbat tratamentul, tot degeaba. Ei, de când am tors serul, iau tratamentul, într-adevăr, care mi l-a schimbat, dar tot mi-apare durerea. Cum mi-apare și pun aici, în sutien, nu mai am probleme. Am descoperit dispozitivul acesta, numit Torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. Mi-a fost recomandat acest dispozitiv, Torser, care aș putea spune că a făcut ca durerile să dispară. Până acum am trecut în revistă mai multe categorii de dezechilibre energetice și am înțeles, apropo de originile și de punctul de pornire al acestor dezechilibre, că ele pot fi odată însămânțate, să zic așa, implementate în structura ta, în matricea ta energoinformațională ca și destin, da? Sunt anumite atribute pe care le manifesti chiar dacă nu te onorează sau nu-ți fac plăcere, dar, cum spuneam, sunt menite să te stimuleze să devii mai bun, să te perfecționezi, să combini alte informații cu energiile universale, dând naștere unei structuri luminoase, armonioase, da? Să redevii, să putem spune, să înțelegi că nu trăiești degeaba, practic. Noi oricum suntem stimulați permanent să progresăm, să evoluăm, pentru că această evoluție vine din dinamică și dinamica este dată tocmai de această, putem spune, confruntare, și n-aș vrea să o vedeți ca un război, între bine și rău. Tot timpul omul este stimulat pe parcursul întregii vieți să găsească punctul de echilibru, exact trinitatea de care spuneam. Ești într-o anumită stare, contrabalansezi, cauți remediile, variantele informaționale, tehnici, orice, da? Ca să ieși din starea nedorită, ai găsit remediile și ambele situații, de fapt, acest du-te vino, da? Între rău și bine, practic te fac să devii un nou om. Se îmbunătățește, să zicem așa, structura ta, se îmbogățește cu o nouă informație care îți permite să pornești dintr-un alt punct. Ajungând la un moment dat într-un punct de echilibru, observi că vine o nouă provocare a vieții. Da? De aceea se și spune, copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Da? E, pe măsura maturității copilului interior, dacă ar fi să vorbim așa, a structurii noastre sufletești, putem spune că avem de-a face cu provocările pe măsura elevării noastre spirituale. Sună mai confortabil așa, știi, când treci printr-o situație grea de viață și nu știi de unde să o apuci, cum, de în ce parte să cauți rezolvarea și te simți așa la un moment dat bulversat, năucit, adu-ți aminte lucrul ăsta. Nu ți se dă mai mult decât poți duce. Prin urmare, faptul că ai o astfel de provocare, care în prima fază ți se pare imposibilă, da? Foarte grea, înseamnă că ai ajuns la un nivel căruia poți face față și, prin urmare, ți s-a dat o temă pentru acasă, da? De către univers, această temă în care tu, practic, poți să evoluezi. Vedeți cât de simplu este? Deci, practic, pe măsura puterii noastre de elevare, de înțelegere, de concentrare, reușim să găsim și soluțiile adecvate. De asta să nu tânjiți neapărat sau să spuneți, Doamne, că uite, fericiți cei săraci cu Duhul. Și zice, Doamne, de ce știi prea multe, de-aia mai rău te complici și parcă nu găsești rezolvarea. Nu, pe măsura cunoașterii tale, fie intelectuale, fie spirituale,
Nu contează, pentru că aici, în univers, informațiile sunt informații, nu sunt catalogate neapărat separate pe domenii, așa cum le separăm noi, da? Deci, indiferent de categoria tipului de informație, în întreg, totul este unul, da? Atunci și ție, la un moment dat, ți se dă provocarea pe măsura măreției tale interioare. E, parcă sună altfel, nu? Măreția ta interioară. De fapt, măria ta este provocată, da, spiritul tău, frumusețea ta interioară este provocată să facă față celei mai dificile situații, înseamnă că poți să găsești soluția. Nu există, rețineți asta, nu există în viață o problemă fără rezolvare. Întâi există soluția, da? Întâi există răspunsul și apoi apare întrebarea. Dar astea sunt regulile jocului. Practic, noi avem tendința, sau tendința de a spune că, domne, întâi îmi apare întrebarea și pe urmă găsesc răspunsul. Da, după logica minții, dar la nivel spiritual, la nivelul câmpurilor informaționale pe care le accesez, am observat că raportul este invers. Schimbându-vă astfel perspectiva, veți găsi mult mai ușor rezolvarea și răspunsul la tot ceea ce vă preocupă. Aceste dezechilibre energetice, să spunem, la un moment dat, hai să ne rezumăm la cele create de către semenii noștri sau de către diversi factori exteriori. Aceste dezechilibre pot fi generate și de radiațiile care există în atmosferă sau radiații artificiale, după cum știm, realizate și de diversele tehnologii de comunicații sau radiații folosite în comunicații prin emisiile care au loc de unde electromagnetice, pot crea aceste dezechilibre în structura noastră, sunt influențe pe care le resimțim la un moment dat. Spuneam într-o emisiune trecută, apropo de tehnologie și evoluție, că practic chiar și aceste provocări toxice, nocive, într-un fel aș vrea să le priviți ca provocări care să vă determine pe voi să găsiți și remediile necesare. O persoană elevată spiritual nu este cea care dezarmează, nu este cea care se complace într-o plângere infinită de milă, da? Nu este cea care renunță, da? Este cea care tocmai a înțeles, ok, este o realitate a lumii în care trăim. Suntem supuși la fel de fel de factori toxici, pornind de la pesticide, substanțe chimice care sunt folosite frecvent, pornind de la alimentația care clar este imprimată cu astfel de substanțe chimice, pornim de la radiațiile care sunt utilizate chiar și în alimentație pentru conservarea anumitor produse când e vorba de un timp îndelungat de transport până ajunge la destinatar. Iarăși este vorba și de câmpurile pe care le traversăm, electromagnetice, câmpuri care putem spune că aceste radiații, da, emisii, n-ai cum să le observi tot timpul cu ochiul liber în niciun caz, dar nu tot timpul poți să ai un parametru sau un aparat de măsurare ca să-ți dai seama cât de nociv este locul de muncă, de exemplu. În cazuistica de până acum, prin experiența de viață ca și terapeut, am întâlnit persoane care au ajuns la dezechilibre energetice datorită faptului sau din cauza faptului că au stat într-o clădire în care deasupra pe acoperișul clădirii respective erau o mulțime de antene de comunicații și nu înțelegeau de ce începe să le cadă părul,
încep să se simtă obosiți, apar diverse afecțiuni în corpul fizic și atunci ziceau, domne, mănânc sănătos, mănânc cât se poate de alimente selecționate, din culturi bio. Am grijă de un regim de viață sănătos și cu toate astea, uite-te la mine în ce hal sunt, ce se întâmplă cu mine, de ce am astfel de simptome. Astfel de simptome și dezechilibre, chiar și de ordin fizic, sunt generate, cum spuneam, și de undele emise de astfel de antene. Există o soluție, întotdeauna. Fie schimbi biroul, da? Fie faci demersurile necesare ca antenele respective să fie mutate, dacă este posibil, într-o zonă nepopulată, da? Deși uneori se justifică prezența anumitor antene, pentru că nu au o rază foarte mare de acțiune, să zic așa, de captare, și atunci e nevoie și în zone populate să apară astfel de antene. Ce rămâne, ce este de făcut? Eu merg întotdeauna pe o abordare holistică pe toate aspectele. Pornind de la remedii de ordin fizic, în care te informezi, vezi ce tipuri de alimente, ceaiuri, plante, homeopate, tehnici de echilibrare a structurii tale poți să faci, astfel încât să neutralizezi efectele nocive ale acestor radiații. Fie poți să utilizezi, chiar și au apărut, tehnologia este nu numai pe partea destructivă, este și pe cea pozitivă. Au apărut fel de fel de dispozitive și de neutralizare prin tehnologie, deci prin aparate a acestor influențe negative. Poți să în același timp să lucrezi cu tine astfel încât să alchimizezi. Știu, este un pic mai obositor, pentru că presupune permanent să ai un scut permanent realizat, să fii conștient, să faci lucrul ăsta zilnic, dacă, de exemplu, e vorba de un loc de muncă, da? Până se rezolvă situația, până găsești o soluție, ești nevoit, vrei, nu vrei, să mergi și în același loc. Deci poți să lucrezi cu tine. Orice variantă alegi este bună și este bine să nu vă lăsați doar pe seama unei singure tehnici. Deși eu recomand și spun că cea mai puternică formă de protecție energetică se află, da, în tine. Cea mai bună variantă, cea mai bună tehnică ești chiar tu. Alchimistul se află în tine. Forța ta interioară poate să străpungă și să combată orice. Tot structura ta interioară, când vorbesc de potențialul interior, așa cum am spus în cel de-al doilea volum din seria Călător în Infinit, în Fiii Luminii, în potențialul tău interior ai toate răspunsurile. Poți să te centrezi, exact cum am spus și în prima parte, poți să te centrezi, să fii foarte atent în structura ta, să activezi corpul tău de lumină, să vizualizezi cum lumina ta interioară taie orice program, orice string sau orice influență nocivă. Da? Mai există variante, pentru că tot este perioada vacanțelor, perioada frumoasă în care cu toți începem să ne mai și relaxăm, să vedem soarele, muntele, marea. Sunt foarte multe metode de echilibrare energetică utilizând și elementele. Practic, atunci când suntem în apropierea apei, când ne aflăm, de exemplu, la malul mării, când ne aflăm lângă un râu de munte, tot timpul să încercați să alchimizați și să transformați în zone în care apa, elementul respectiv, este într-o dinamică.
se pot face și în anumite, se pot face așa cum fac și eu, în, de exemplu, în toamnă, am o deplasare la Băile Herculane, în apele termale, în bazinele cu apă termală, și acolo, când apa este, să zicem, statică, da? Sau mai există lacuri naturale, zone naturale unde se află fel de fel de minerale în apa respectivă care te ajută să te refaci. Ei, există posibilitatea prin elementul apă să faci o echilibrare foarte simplă, în care vizualizezi, de exemplu, hai să luăm concret cazul unui râu. Mi s-a întâmplat și când m-ai străbat astfel de râuri, chiar și cu participanții în călătoriile acestea inițiatice pe care le organizez, să ne așezăm pe podeț sau, dacă temperatura permite, chiar cu picioarele în apă, cu fața către amonte, deci către izvor, cum ar veni, din zona în care coboară apa, vine, stai cu fața și vizualizezi cum toată energia negativă este preluată de energia apei, acest element minunat care este foarte puternic. Și vizualizez cum energia apei, atunci când stai, de exemplu, pe un podeț și nu intri în contact direct cu apa, da? Vizualizez cum energia emisă de apă, care are o forță extraordinară, deci nu neapărat elementul în sine, cât energia emisă de acel element, vine și piaptănă pur și simplu structura ta, o scaldă, și observi cum din ființa ta pleacă tot ce este cenușiu, programe negative, și chiar poți în timpul acela să te gândești, să mentalizezi toate problemele pe care tu le ai, pornind de la probleme de ordin fizic până la probleme de ordin psihologic, psihic, emoțional, da? Deci te gândești la tot ce vrei să dispară din viața ta, din structura ta. Poți să enumeri durerile de la organele respective, poți să enumeri traumele, da? Să spui toate suferințele pe care le-am avut, sau dacă treci printr-o situație dificilă de viață chiar atunci și ești într-o suferință sufletească, da? În momentul ăla să spui toată durerea mea să fie luată de energia apei. Și vizualizezi, stând într-o stare de meditație, cum tot fluxul energetic negativ, deci toate aceste programe, sub formă unor pete închise de culoare sau șuvoaie energetice, fiecare depinde de, și de imaginația pe care o aveți, dar și de capabilitatea creierului dumneavoastră de a percepe o informație, de a-i da o formă. Creierul este cel mai bun interpret, traducător al informației. De asta nu există doar un singur model sau lucrurile trebuie să stea doar așa. Cine are aroganța să spună că lucrurile stau doar așa, încă n-a înțeles nimic și nu cunoaște nimic. Fiecare dintre noi are un mod unic de a percepe o informație pozitivă sau negativă, practic prin prisma imaginației. Creierul practic preia informația și îi dă o anumită formă. Deci, practic, programele acestea negative, toxice, suferințele, da, de tip suferință, durere, chiar și durere fizică, vin înveșmântate într-o anumită formă pe care creierul tău o vede. Fie sub forma unei bile negre, fie sub forma, cum spuneam, a unui norișor sau un flux energetic fluid, care începe ușor, în momentul în care spun toate aceste energii negative, toate supărările, durerile mele, rog energia apei să preia aceste lucruri și să le alchimizeze în univers. Deci te folosești de acest element ca să te ajute pe tine. Este ca un supliment, să zic așa, sau ca o susținere exterioară suplimentară. Da? Te poți utiliza, asta nu înseamnă că ești mai puțin evoluat. Dom'le, eu știi, doar alchimizez prin structura mea spirituală și înseamnă că sunt foarte deștept. Nu, atunci când ai posibilitatea să utilizezi și elementele naturii, creația și creatorul sunt în tot și toate, da? Utilizează-le,
Practic, nu iarăși terminați cu ideea asta, am mai auzit o variantă, vai de mine, să nu murdăresc eu universul cu mizeria mea. Universul ia totul și transformă. Nimic nu se pierde, nimic nu se creează, totul se transformă. Practic, energia care nu mai este necesară structurii tale, care pentru tine este o povară, o limitare, un lucru negativ, da, pe care tu îl percepi ca fiind ceva negativ, universul preia, îl transformă și îl utilizează, probabil, pentru provocările menite să le aibă alții la rândul lor pentru a evolua. Deci vedeți lucrurile pozitiv, nu neapărat doar așa, dintr-o falsă smerenie, da? Până când ajunge și la o ipocrizie. Dom'le, știi, eu sunt prea murdar să deranjez universul, sunt prea păcătos, mă rog, că, Doamne, știu eu, smeritul. Când tocmai când ai zis smeritul, ești tare departe de smerenie. Deci, în momentul în care chiar vrei să înțelegi că universul acesta are un sens și o putere de echilibrare autonomă. Înțelege că tot ceea ce tu consideri la momentul ăsta ca fiind negativ, el este preluat de către univers, transmutat, transformat, da? Chiar poți mai departe, dacă vrei tu să stai cu conștiința împăcată, să vizualizezi cum odată în contact preluată energia ta toxică de fluxul energetic al apei, de exemplu, aceasta acolo se dizolvă, se transmută și se formează o energie de tip pozitiv. Din negru devine alb, da? Sau strălucitor. Din întunecat devine strălucitor. Depinde, vă spuneam, că fiecare dintre noi poate să vadă astfel de programe negative din structura sa într-un mod unic, diferit. Da? Nu înseamnă că unul vede mai bine decât altul sau că unul este superior și altul inferior. Da? Așa cum vă vine vouă în momentul ăla, cum imaginația voastră, că practic imaginația reprezintă suportul mentalului nostru de a prelua o informație și de a-i da o formă de materializare. Da? E, în momentul respectiv, noi eliminăm și în același timp echilibrarea, deci după ce am golit structura noastră de acest toxic, vizualizăm cum șuvoaiele următoare de apă, da? Când vorbim de ape curgătoare, cum energia rogi, energia universului manifestată prin această energie a apei, să vină să-mi dea putere, strălucire, sănătate, frumusețe, armonie, belșug, absolut tot ceea ce vreți. Deci nu vă rezumați doar la vă gândi la aspecte de ordin fizic, da? De sănătate. Gândiți-vă în momentele alea la absolut tot ce vă nemulțumește, pentru că un dezechilibru, când apare într-o structură, el apare pe toate sistemele. Adică, noi fiind ființe complexe, suntem corp fizic, mental, emoțional, spiritual. La un loc, când apare o breșe în structura noastră, când apare acea durere, să zicem de ordin fizic, ea clar a străpuns și a avut un culoar de trecere, o fisură în toate celelalte câmpuri ale tale, ale structurii tale. Noi suntem ființe complexe, da? Deci în toate câmpurile tale informaționale, de tip spiritual, de tip emoțional, mental, și a ajuns într-un final la un dezechilibru fizic. E, în momentul în care noi percepem fizic, când e vorba de anumite boli sau dureri chiar fizice acute, aflați că ăla este al 13-lea ceas, aș putea spune. Este momentul în care chiar e necesar și îți dai seama, băi, e ceva neregulă. Unde am greșit? Unde am rătăcit eu calea mea de evoluție? Înțelegeți cât de frumos lucrează universul? Nu neapărat cu pancarde puse în față, băi, vezi că ești pe un drum greșit, trage frâna, fă ceva. Foarte subtil. Ți se dă prin niște stări emoționale, da? Prin niște gânduri care spui adesea și zici, domne, parcă nu sunt ale mele, da? Acele gânduri negre, da? Gândurile care caracterizează pesimiștii, da? Sau cei care pică în depresie. Deci observ la un moment dat că se schimbă ceva.
Ei, în momentul în care ai văzut că tu nu mai ești în starea optimă de armonie și fericire, este momentul să acționezi. Vedem cum acționăm cu tehnicile de echilibrare energetică și după o scurtă pauză. Vorbesc despre tehnicii de echilibrare energetică și spuneam că unul dintre elementele pe care le întâlnim frecvent în drumețiile noastre, în concedii, este apa. Deci, practic, ne putem folosi de energia apei, vizualizând cum energia apei preia ce este toxic, transformă, alchimizează în univers și următorul flux care vine și ne scaldă, da? Fie energetic chiar sau chiar și fizic, când suntem fizic în apă, aduce tot ce este mai bun. Și mentalizați programele pe care voi le vreți. Starea de fericire, de sănătate, de prosperitate, de absolut orice. Da? Vizualizați chiar, uite, mi-a venit și ideea asta, atunci când persoanele singure care își doresc un partener de viață, să vizualizeze că blocajul, singurătatea, durerea generată de această singurătate și dorința lor fermă de a schimba această stare, de a fi însoțiți de un partener de viață, este dus de apă și să aducă noul flux energetic, să aducă în calea voastră, în timpul cel mai rapid posibil, perfect sincronizat cu destinul vostru, persoana dorită. Da? Și puteți chiar să mentalizați anumite trăsături de caracter ale persoanei respective. Deci nu vă rezumați doar la o descriere fizică, că s-ar putea el să fie blond cu ochii albaștri și scos din reviste. Dar dacă are un caracter vai de mama lui, nu știu cât te încântă fotomodelul de lângă tine dacă la masardă nu e nimic sau în interiorul sufletului său. Deci, prin urmare, când mentalizați atracția și armonizarea voastră, echilibrarea vieții voastre sociale, da? Cu un partener, cereți universului și dați toate atributele posibile dorite de ființa voastră, în care pe lângă trăsăturile să fie sănătos, frumos, cum vreți voi, da? Trăsăturile fizice pe care le doriți, gândiți-vă neapărat și la trăsăturile de tip sufletesc ale structurii sale. Să aibă compasiune, iubire, să vă sprijine, să vă înțeleagă, să vă susțină fizic, moral, poate și financiar, depinde de fiecare cum își dorește, da? Să fie generos, să fie... Deci gândiți-vă la tot ce vreți voi și ce considerați voi că vi se potrivește, după sufletul vostru. La un moment dat, chiar aici vreau să fac o scurtă paranteză, la un moment dat, într-una din călătoriile inițiatice, o participantă și-a notat ce am spus eu și îi mulțumesc, pentru că în aceste călătorii eu vorbesc și transmit o informație exact cum vine în fluxul respectiv pentru participanții din acea călătorie. Deci cei care doresc să mă contacteze pot lua numărul meu de telefon de aici, din regie, de la 6 TV. Deci, în timpul acelei călătorii, la un moment dat am spus, când vrei să-L asculți pe Dumnezeu, când vrei să-I auzi vocea, ascultă sufletul tău și atunci vei descoperi, de fapt, universul. Chiar am recitit de curând acel citat care mi-aparține, dar pe care îl uitasem. Și uite, nu întâmplător, prin scrierile pe care am început să le fac, transmit și informația din astfel de călătorii inițiatice în reporțiile către marea bază universală de date, tocmai pentru a beneficia din ce în ce mai mulți oameni. Pentru că nu toată lumea are posibilitatea să facă aceste călătorii împreună cu mine și să fie martorii direcți ale acelor trăiri. Bine, este fascinant, vă spun, să ai trăirea ta personală, pentru că acea cunoaștere implementată prin trăire sau o anumită tehnică de echilibrare, eu fac foarte multe tehnici și sunt adevărate cursuri de dezvoltare personală aceste tabere, deci este o formă complexă de călătorie.
acolo transmit acele tehnici menite să susțină, să te susțină, și le fac împreună cu participanții, utilizând elementele pe care le găsim în calea noastră. Un alt element, de exemplu, că este perioada verii și foarte multă lume este îndrăgostită de mare, m-au întrebat mulți buni cum folosesc energia mării. Eu o folosesc și atunci când merg în călătorii, fie în Tasos sau fie în alte zone unde găsesc mare. Mergând la malul mării, văzând fluxul care are loc, da, valurile care se sparg la mal, vizualizezi cum prin forța mării este adus sau luat din structura mea tot ce este negativ și odată cu retragerea în mare este preluat un program negativ din corpul meu. Este o metodă simplă pe care o puteți utiliza chiar și atunci când sunteți singuri la malul mării, stând cu picioarele la țărm, faceți acest joc și o să observați că la un moment dat starea dumneavoastră se modifică. Chiar vă simțiți mult mai bine, ușurați, da? Senzația aia că parcă mi s-a luat ceva de pe suflet, parcă mă simt altfel. Vezi cu claritate, exact, că apa are practic proprietatea de a curăța, de a spăla. E, gândește-te că este spălată toată structura ta, atât mentală, cât și emoțională, cât și spirituală, cât și fizică, da? Și atunci, clar, în starea de curățenie, de când ești proaspăt, ești curat, ești echilibrat, vezi altfel viața. Mai sunt și alte tehnici pe care le fac, de exemplu, atunci când merg cu participanții la mare, chiar în interiorul mării, sunt diverse, depinde de cum sunt inspirată în acel moment, ce informație se deschide, pentru că în locurile energo-informaționale în care merg, eu spun că sunt adevărate porți către univers și nu merg după un șablon. Nu seamănă o tabără cu cealaltă, nu seamănă o informație dată chiar în același loc cu o altă informație venită ulterior, revenind în locul respectiv. Deci pot să merg de nenumărate ori și mereu informația într-un anumit loc este mereu alta. Mergând mai departe la tehnicile de echilibrare pe care le avem la îndemână, avem posibilitatea, de exemplu, când mergem într-o zonă plină de vegetație, de exemplu, într-o pădure. Acum depinde pe unde vă sunt purtați pașii de către univers. Fie că vorbim de păduri de foioase, fie că vorbim de păduri de brad, da, de conifere, este bine să știi, să-ți alegi, în primul rând, un arbore, de exemplu, cât mai sănătos, cât mai viguros. Da? Un arbore care să nu fie uscat în niciun caz sau atacat de vreo ciupercă, de exemplu, în zonele montane, la noi, de exemplu, s-a tot răspândit un tip de ciupercă care usucă bradul, de exemplu. Deci încercați să alegeți un brad sănătos. Da? În momentul în care îmbrățișați copacul, puteți chiar lipind obrazul și urechea de trunchiul lui, veți auzi cum vă vorbește acest copac. Sunt semnale care seamănă cu semnalele morse. Într-un fel auzi un scârțit, să zicem așa, al copacului când adie vântul și altfel auzi un sunet din interiorul arborelui atunci când chiar nu bate vântul, îi auzi glasul. Poți să-i auzi un anumit zumzet, o anumită vibrație care are și o ușoară, să zicem așa, percepție auditivă. În momentul ăla, cu dragoste, îmbrățișind acel copac, rost să te centreze, să te echilibreze cu energiile pământului. Faceți o simbioză perfectă, deveniți frați. Câmpurile voastre energetice, rogi copacul respectiv, entitatea, pentru că orice
cum spuneam și cu alte ocazii, orice există în univers are o entitate spirituală inteligentă de conștiință conform nivelului său de manifestare. Deci și regnul vegetal, și regnul animal, și regnul mineral, da? Absolut orice are o formă inteligentă de comunicare. Când intri în structura ta informațională și percepi de la nivel de spirit, o să poți să comunici cu absolut tot ce te înconjoară. Deci, revenind la această tehnică de echilibrare cu arborele, vizualizați cum faceți un întreg, cum câmpurile voastre se întrepătrund. Informațiile negative din voi, rugați copacul să le ia, să le ducă prin rădăcinile sale, să le scurgă fie în pământ, fie prin ramuri și frunze, să le transmită în univers, să le risipească, astfel încât universul, în marea sa inteligență, va ști ce să facă cu acele informații de care voi nu mai aveți nevoie și care chiar vă blochează la un moment dat. În momentul în care o să observați tot exact după modelul pe care l-am prezentat și cu apa, vedeți cum aceste programe negative, informații, sunt preluate fie de seva, fie de fluxul energetic al arborului și alchimizate, transmise, transmutate în univers, în momentul respectiv cereți, după această, să zicem, golire de părțile negative, rugați ca prin seva pe care o aduce din interiorul pământului, energia care ne este optimă ca formă de viață pe această planetă, energia pământului, să vi se dea puterea de a fi echilibrați, a trăi în armonie cu întreaga creație planetară. Cereți universului prin frunzele, prin procesul de fotosinteză, prin lumina solară pe care o captează și o transformă, energia pe care o percepe la nivel cosmic să fie adusă în structura voastră. Vedeți, vă dăruiesc foarte multe informații pentru care dumneavoastră practic nu este necesar să faceți un efort financiar, doar privind aceste emisiuni sunt adevărate cursuri de inițiere, cursuri prin care puteți să vă îmbunătățiți viața. În momentul în care avem această trăire la unison cu întreaga creație, cu toate elementele, observăm că structura noastră trăiește într-o fază de armonizare. Când vorbim de situații de echilibrare, să mai vă dau o tehnică legată de energia pământului. De exemplu, oriunde ați fi. Dar să luăm în momentul acesta un exemplu ca fiind într-un peisaj montan. Dacă vă aflați pe o piatră sau rezemați de o stâncă, tindem să ne odihnim, zicem noi, să ne tragem un pic răsuflarea după ce am făcut o drumeție sau pur și simplu vrem să ne relaxăm. Da? Prin această simplă relaxare, chiar dacă nu te gândești că tu faci o echilibrare, ea oricum se produce. Vedeți, de asta foarte mulți oameni, chiar dacă nu știu nicio tehnică, ei constată că după ce au stat în natură măcar câteva ore, și-au revenit și se simt mult mai bine, fără să facă ceva conștient. Dar eu acum vă ofer o posibilitate prin care și conștient să utilizați, să fructificați la maxim tot ce aveți în jurul vostru la un moment dat. Deci în momentul în care stați fie întinși, fie rezemați de o piatră, cu palmele pe pământ, da? Picioarele, tălpile, este bine și v-aș recomanda să vă descălțați pentru a nu mai exista acea izolare a plasticului din talpă, a cauciucului, da? Să intrați direct în contact cu pământul. Vizualizați cum vă echilibrați, permițând unui flux energetic pe care inspir și expir. În momentul în care am expirat, împing toată acea energie negativă. Cum spuneam, poate să fie de orice tip. Că vă gândiți la starea de sănătate, la dureri, da? La dureri fizice, la dureri emoționale. Da? În momentul respectiv, spuneți, cer pământului să primească
tot ceea ce eu acum vreau să eliberez, toate aceste blocaje ale mele. Și în același timp, după ce ați vizualizat că s-a golit practic rezervorul vostru de negativitate, haideți să-l umplăm cu aspectele pozitive și frumoase. Și atunci vizualizez cum atrag din pământ, din interiorul pământului, rezonez cu spiritul planetar, toate informațiile necesare și utile, tot fluxul energetic de care eu am nevoie pentru a fi sănătos, în armonie, claritate mentală, da? Într-un mod plăcut pentru cei, pentru mine și pentru cei din jurul meu. Și o să observ că în această scurtă meditație pe care o faci, pentru că practic intri ca într-o stare de transă, de meditație în momentul respectiv, observi că starea ta este deja îmbunătățită. La un moment dat, când vorbim de dezechilibre energetice, spuneam că o parte din aceste dezechilibre mai pot fi și provocate. Uneori cu bună știință, de persoane care, să zicem, ăsta le este nivelul, n-ai cum să-i schimbi. Există și oameni de genul acesta, acum în univers totul este posibil. Să nu vă surprindă că sunt oameni altfel decât voi, da? Și care au alte preocupări, pe care îi roade invidia, gelozia, sunt toxici prin structura lor, da? Ei, și atunci, clar, acești oameni se vor manifesta conform nivelului lor de conștiință. Aceștia n-au cum să emită ceva pozitiv, da? Pentru că asta le e structura. Iar ție, ca și lecție de viață, întâlnirea cu astfel de om, de oameni, nu este întâmplătoare. Deci, practic, au și ei rolul lor. Așa cum i s-a spus și în Țara Luanei, la un moment dat, ființele de tip negativ sau din dimensiuni vibrațional inferioare au și ei rolul lor, tocmai acela de a te stimula ca tu să evoluezi. Când avem de-a face cu un atac concentrat, nu te lăsa doborât. Recunoaște divinul din tine. Recunoaște că Dumnezeu este în afara ta, dar în primul rând și în interiorul tău. Activează potențialul interior. Vizualizează, asta este o altă tehnică, chiar și de echilibrare în cazul unui atac energetic, care mi-a fost revelat și este prezentat și prin cel de-al doilea volum din seria Călător în Infinit, în Fiii Luminii, în care potențialul interior este asemenea unei sfere, îl vizualizez ca fiind asemenea unei sfere în structura ta, în dreptul chakrei inimii, aici, în zona aceasta. Și vezi cum dintr-un grăunte începe să se activeze din chakră și se mărește. Mie, acest potențial îmi este revelat sub forma unei sfere albastre, indigo, nu întâmplător, am ales și culoarea coperților, ca să vă sugereze mult mai ușor nuanța potențialului interior. Deci, practic, acest potențial interior începe să se mărească și de aici, practic, divinul din voi, matricea voastră spirituală, care face conexiunea cu spiritul și dincolo de spirit cu universul, da? Începe să manifeste, să radieze lumina și forța lui. Astfel încât lumina degajată se împrăștie în fiecare celulă, moleculă de-a voastră, intră în fluxul vostru sanguin, în structura voastră osoasă, da? În tot sistemul osos, în pori, în absolut orice celulă din toate organele, absolut cea mai mică particulă este infuzată de această lumină interioară divină a voastră. În momentul ăla o să observi, chiar și te va ajuta universul să-ți transpună prin mental, prin imaginație, o să observi cum observi că spargi acel program. Fie ca o carcasă metalică care se fărâmițează, fie ca o stâncă care te cuprindea, te încorseta, da? Un atac energetic practic într-un fel te blochează sau poate să fie un atac energetic concentrat pe o anumită distrugere pe un anumit organ sau pe un centru energetic de al tău. Depinde.
mințile diabolice sunt la fel de creative ca și cele benefice, da? Deci pot fi o multitudine de atacuri, dar tu vizualizezi cum se sparge practic acel program. Dincolo de această forță, tu nu te îndoi niciodată că, știu eu, voi fi în stare cu dacă și cu parcă n-ai să faci nimic în viață. Indiferent de domeniu sau în ce sens vrei să utilizezi vreo idee de-a ta. Credința ta este cheia în echilibrarea ta energetică. Practic, în momentul în care vrei să devii din nou independent, liber, fără să mai fii influențat de diversele interese, gânduri, manifestări, fie prin aparatură psihotronică, fie prin gânduri emise negativ de anumite persoane. În momentul ăla știi că ai puterea, că divinul din tine este întotdeauna cel care răzbește. Și da, tu, cel care n-ai poate 1000 de școli spirituale, cel care asculți acum pentru prima dată tipul ăsta de informație, da, tu poți. Tu poți în acest moment să fii propriul tău factor de echilibru. În tine se află răspunsul și cheia. Doar de tine depinde rezultatul. Încercați să nu mai vă tot bazați tot timpul pe elemente exterioare. Când aveți posibilitatea să utilizați astfel de elemente, ok, vă întăresc, vă susțin. Dar atunci când nu ai nimic, nu ai un prieten, nu ai un terapeut, nu ai știu ce aparat care să te ajute, cine mai e cu tine? Doar tu și Dumnezeu. Unde este Dumnezeu? Și aici. Dumnezeul din tine permite ca tu să fii o ființă liberă. Ți-a dat liber arbitru. Ai puterea de a acționa, nu de a reacționa. Atenție! Pentru că în momentul în care aici se face o mare greșeală și vă atrag atenția. De multe ori, cei care sunt agresați, victimele devin la rândul lor tind să devină agresori. Pentru că au preluat un model și prin rana care este produsă, așa mă rănești, așa de rău am simțit eu, ia hai să-ți fac și eu ție, da? Eu de asemenea nu sunt de acord nici cu descântecele care invocă blesteme. Nu desfaci un program negativ când e vorba de un descântec de deochi, de exemplu, da? Banalul descântec de deochi, da? Eu nu sunt de acord a utiliza o altă armă, da? La fel vibrațională cu cea a atacatorului. Nu, tu ai scutul de apărare în tine și invoci, practic, prin descântecul respectiv, dacă îl știi, sau poți să zici și un simplu Tatăl nostru, fiecare depinde de sfera culturală și religioasă în care vă învârtiți, în ce credeți voi, chiar și când zici un Doamne ajută sau pur și simplu, dacă nu ești religios și cer universului, da, să-ți dea energia și forța necesară, indiferent cum am numit acest divin, da, în momentul în care îi ceri ajutorul, vizualizezi cum el deja se manifestă prin tine. Pentru că divinitatea se manifestă prin creație. Ești un utilizator, putem spune, al acestor energii și informații. Practic, când desfaci ceva, nu ataci. Acea idee de luptător de lumină presupune să ai puterea de a face un blocaj, să spunem așa, al acelui program negativ care te influențează negativ, da? Să-l transformi, să-l redai universului în lumină. Pentru că dacă te reacționezi, ești la același nivel cu atacatorul. Nu ești mai diferit decât el. De aceea, în echilibrările energetice, importantă este perspectiva din care privești și alege să fii înțelept și să alegi calea luminii. Înțelege că lumina se află în tine, pentru că și tu ești un fiu al luminii, un fiu al cerului, care a ales să se întrupeze într-o densitate, într-o dimensiune materială. Dar nu uita de esența ta, de fapt, cine ești tu. Și atunci, orice influență energetică din jur, orice program, totul
este permis doar cu acordul tău. Și tu poți, practic, așa cum permiți unui blocaj să se manifeste, tot tu poți să-i pui un stop și să-l redirecționezi, să-l refaci, să-ți refaci structura ta și acel blocaj să-l transformi într-o cale și o poartă deschisă spre univers, pe calea luminii, adevărului și a vieții. Prin urmare, amintește-ți ce ești și astfel lumea este schimbată. O seară bună! Bună seara, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit! Astăzi continuăm periplul cunoașterii, așa cum l-am început, chiar din emisiunea trecută, să aprofundăm partea energo-informațională cu domnul dr. Menci. Venim cu o bază foarte solidă. Ca de obicei, cele mai solide baze sunt cele studiile militare în domeniul energo-informațional și cu cine altcineva puteam să începem această aprofundare decât cu domnul colonel în rezervă Constantin Teodorescu, care este cunoscut pentru studiile sale și pentru predările pe care le-a realizat în cadrul a ceea ce publicul cunoaște drept Academia Militară, care este de fapt Universitatea Națională de Apărare Carol I. Și îl rog să se prezinte cu activitatea pe care a avut-o în domeniul energo-informațional din cadrul militar. Vă rog frumos, domn profesor. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Cu mare plăcere. Atât ție, pentru că urma aceea vorbim ca între prieteni și ca între colegi, cât și cu Victor. De când a început activitatea dumneavoastră în domeniul energo-informațional în cadrul militar? Această activitate în domeniul energo-informațional a început, de fapt, hai să spunem așa, din 2005-2004, din anii aceia, încât pe vremea aceea, în cadrul Academiei de Înalte Studii Militare, pentru că vreau să vă spun că titulatura acestei instituții a suferit niște modificări. În prima fază s-a numit Academia Militară, după aceea Academia de Înalte Studii Militare, și pentru că era confundată cu celelalte academii are categoriile de forțe și, în sfârșit, ulterior s-a transformat în Universitatea Națională de Apărare Carol I, bazându-se în mod deosebit pe, practic, având această structură în care se execută învățământ, deci, practic, se face învățământ de licență, se face învățământ de masterat, doctorat, deci toate aceste trepte în care poate evolua știința militară. Cât timp ați fost la catedră? Câți oameni apreciați că au trecut prin mâine dumneavoastră? Acum, de fapt, nu pot să spun chiar așa o cifră de aceasta, mă rog, însă vă dați seama că existau acolo foarte multe specializări, practic erau cele trei specialități din cadrul apărării țării noastre, respectiv forțe terestre, forțe aeriene și forțe navale. Deci fiecare, bineînțeles, având câte o clasă, două, trei, nu mai vorbesc de faptul că ulterior aceste clase s-au mulțit pentru că practic s-au înființat structuri noi, școala doctorală, s-au înființat etapele de masterat, și de asemenea s-au înființat alte asemenea cursuri care sunt noi acum. Eu fac o paranteză aici, că eu sunt, normal, cunoșteam problema, chiar ne-ați invitat să dezbatem direct în cadrul Academiei Militare sau Universității Naționale de Apărare Carol I despre acțiunile energo-informaționale. Cel mai interesant și cel mai șocant lucru este că, în afară de o facultate pe care am și făcut-o de parapsihologie și științe cognitive, în țara asta, niciunde, nu, ați spus că din 2004 ați început să studiați, nu s-a studiat, deși există tehnică bazată pe energo-informațional, nu s-a studiat la nivel universitar decât în modul cel mai solid în cadrul militar. Nici acum, din câte știu, de-bea apar niște catrede în domeniul medicinei pe energo-informațional. Dar este șocant, deci din 2004
ca de fiecare dată, armata este serioasă, privește cu mare seriozitate tot ceea ce are un impact teribil de puternic și află cu mult înainte, așa cum v-am mai spus, află și aplică cu mult înainte ceea ce mult mai târziu, 10-20 de ani, ajunge și la noi. Deci când eu am ajuns, am activat într-o comisie didactică de război electronic. Deci, practic, ceea ce face ca să nu meargă, să nu funcționeze comunicațiile. Deci, vă dați seama că, practic, de aici, de la acest element, a început să îmi placă mie, nu, hai să spunem, faptul că este ceva deosebit pentru dezorganizarea transmisiunilor, însă pentru un comandant să știe într-adevăr că are asemenea sisteme și echipamente încât poate să anihileze comunicațiile inamicului este o problemă deosebită. E libertatea unei țări în joc dacă și ia măsurile de prevedere, dacă e în cunoștință de cauză și dacă operează cu ele. Da. Problema este că în război electronic, inițial denumirea de luptă radioelectronică, în care mi-am dat și doctoratul. Doctoratul meu a fost în luptă radioelectronică. Ulterior, această denumire s-a modificat în război electronic și ulterior în război informațional. Iar acum se vorbește de război psihotronic și acum când vorbim noi, pregătesc pentru, mă rog, tot pentru această instituție un curs de acesta postuniversitar care se numește război cognitiv, care este mult mai complex și mult mai îndestulat de aceste elemente, de toate elementele, atât ai războiul electronic, cât și războiul informațional, cât și războiul psihotronic. Deci incumbă mai multe asemenea chestiuni, inclusiv partea aceasta organică a indivizilor, partea de gândire, partea de, hai să spunem, de funcționarea acestui creier, care de fapt de drept este cel care comandă și cel care ia hotărârile respective, ale celor care iau asemenea hotărâri. Celor care în luptă, bineînțeles, dau asemenea hotărâri și iau hotărâri, bineînțeles, în funcție de situația respectivă. Pentru acest lucru mi-a plăcut foarte mult să, deci din benzile de prevență pe care noi le studiam și care corespundeau și se încadrau în această teorie și, bineînțeles, în funcționarea războiului electronic și război informațional, pentru mine mi-a părut foarte interesant și deosebit de atractiv această bandă de frecvență între 2 și 24 de herți. Această bandă de frecvență în care, bineînțeles, funcționează toate aceste sinapse neuronale ale organismului uman. Și atunci, mergând pe această, mă rog, linie a cunoașterii, am început să studiez foarte bine această bandă de frecvență și ce se întâmplă cu aceste influențe a anumitor sisteme și echipamente care sunt cu care se operează, bineînțeles, în luptă și care pot constitui la un moment dat niște arme deosebite și niște elemente și mijloace foarte curate, asta e denumirea, și foarte simple, însă cu un efect extraordinar asupra părții adverse și asupra celor care decid în mod deosebit. Pot să fac doar o mică paranteză. Cei care urmăresc emisiunea au văzut o mică secvență a ceea ce în zona rusă, pe bază de frecvență, cu o frecvență mică și de foarte slabă intensitate, mai slabă decât intensitatea Pământului, s-a structurat apa în care urma să apară o nouă generație de pești. Ghiciți ce? Pe baza acestei frecvențe, de care cuprinsă în gama de care dumneavoastră ați vorbit, s-a putut schimba fenotipul. Deci pur și simplu au apărut pești care erau altfel colorați, altfel structurați și cu un comportament de gemeni telepați. Adică ei mergeau toți în aceeași regim, în aceeași direcție și când schimbau unul, schimbau
toți deodată brusc. Și chiar academicianul care a făcut prezentarea a spus în urma acestui lucru, noi totuși n-am dorit să mai facem publice, este de domeniu militar, n-am dorit să mai facem publice studiile în continuare, trebuie să aprofundăm pentru că este șocant faptul că mergi cu o energie slabă, pe frecvențe specific alese și cu care lucrezi genetic, faci modificări genetice. Și dacă noi ne uităm astăzi, o paranteză la viața noastră, de jur împrejur, păi așa, dacă noi ne uităm, ni se pare că e doar aer și atât. Păi în aerul ăsta, ca să refuncționeze nouă telefoanele mobile, televizoarele, radiourile, avem atâtea posturi de radio, rețele de telefonie, televiziunile, toate emit. Deci în acest moment, chiar aici, cu sisteme de identificare a frecvențelor, se pot depista că sunt, e un amalgam de frecvențe. Deci noi, ca și ființă, apropo de apărarea pe care dumneavoastră îi instruiți pe ofițerii militari, da? Apărarea energo-informațională, cea energetică, între ghilimele, adică pe bază de frecvențe, este foarte ușor detectabilă și deci noi ne aflăm într-un ocean de frecvențe despre care nu cunoaștem, nu știm câte ni se petrec. În realitate, deja am și prezentat că toate aceste frecvențe duc la o creștere a VSH-ului la nivelul sanguin, deci o banală analiză sanguină arată, de fapt, o creștere a VSH-ului în momentul în care lucrăm cu unde electromagnetice sau în câmpuri electromagnetice. Dar mai departe există și partea informațională, partea de la care o mare surpriză. Nu se vede, nu se cunoaște, foarte greu detectabilă, măsurabilă, cu aparate foarte speciale și foarte greu de găsit, și care, acolo, o singură comandă, nici măcar un mare efort, o singură comandă la nivel informațional, nu are bariere, cum sunt în domeniul electromagneticii. Deci, să calculezi dacă unda, în funcție de ce fel de undă folosești, trece de nu știu câte ziduri de beton sau de un munte sau de obstacole. La nivel informațional, nu există niciun fel de obstacol, da? Și atunci, armele psihotronice nu au niciun fel de obstacol și, de asemenea, protecțiile, dacă nu se folosesc protecție de aceeași natură, deci exact de natură informațională, pentru că în momentul în care tu ai o problemă pe un anumit nivel, degeaba faci altceva, complet altceva. Da, sigur. În momentul în care ai o problemă și vrei contramăsuri, trebuie să vezi pe ce nivel ai problema, cum se manifestă problema și care sunt contramăsurile. Aici chiar noi am prezentat dispozitivul, deci uluitorul, unicul dispozitiv. Da. Și dumneavoastră îl aveți. Eu l-am. Unicul dispozitiv care lucrează pe cele trei nivele. Deci fizic, energetic și informațional. Da. Și această protecție informațională este o protecție care până nu de mult era într-o zonă mai secretă, da, și revelațiile au putut fi făcute în decursul timpului să apară și la noi. Există chiar lucrări speciale, deci noi am mai prezentat lucrările care se ocupă exact de întâlniri. Ne puteți spune despre această lucrare și... Da. Acest lucru, deci, practic, să revin puțin la ideea aceasta de înainte. Pentru că am avut această preocupare și mi-a plăcut foarte mult banda de frecvență, atunci am început să mă ocup de psihotronică. Psihotronică, de fapt, această știință care, de fapt, se referă la aceste mijloace tehnice, în mod deosebit, care acționează asupra creierului, care vreau să vă spun că au depășit gândirea și cercetarea. Aceste mijloace, la ora actuală, sunt deosebite. Apropo de aceste întâlniri și simpozioane organizate, țin minte că mai în fiecare an se organiza la noi, în 1 aprilie,
o sesiune de comunicări științifice, în care participau, bineînțeles, toate asemenea categorii de forțe și toate catedrele, în funcție de specificul fiecăruia, la care eu am propus comandantului Academiei așa numita și, bineînțeles, cunoscuta secțiune 13, acțiuni energo-informațională. Foarte, foarte interesant și chiar surprinzător a fost acest lucru, deoarece la această secțiune au participat extraordinar de multe persoane. Am invitat mai mulți asemenea specialiști din toate ramurile și chiar au venit din toate ramurile. Nu mai vorbesc de unii atașați militari care au părăsit aceste, mă rog, secțiuni care erau deosebit de importante și au venit la noi și cu foarte mult interes, într-adevăr, chestiune care, bineînțeles, m-a bucurat pe mine și, în mod deosebit, nu e vorba de onorat, dar m-a bucurat pentru faptul că există asemenea, mă rog, preocupare și informație de această latură care nu prea, așa cum ai spus și tu, nu prea era tratată în foarte, foarte, da, foarte serios. Și eu, participând, element. Am văzut generali și colonei care participau la aceste sesiuni, exact. Și nu numai din țară, ci și din străinătate, da, care au venit. Ce anume se trata și ce anume se comenta la aceste sesiuni de comunicări științifice și care au suscitat, bineînțeles, interesul foarte multor persoane. Atașatul militar al Federației Ruse, atașatul militar al Americii, atașatul militar al Coreei de Nord, atașatul militar al Indiei, atașatul militar, deci al Franței, Italiei, Germaniei, le-am avut acolo în bancă. Deci să amintim încă o dată, al Coreei de Nord, ca să înțelegeți că suntem în România și dacă dumneavoastră vă scapă niște lucruri care țin de studii științifice și așa mai departe, Coreea de Nord nu scapă din vedere și se prezintă la apel. Domnul Victor Jalo, lângă mine aici, pentru că așa ne-am și cunoscut de fapt, în acest an dânsul a venit la această sesiune și a prezentat acest torser pe care l-am și eu. L-am și eu. De ce? Îl port, vreau să vă spun, mai în permanență atunci când am asemenea conferințe și atunci când am asemenea, mă rog, lecții, mă rog, sunt invitat la activități, pentru că acesta rezolvă următoarea chestiune care este imperceptibilă, însă totuși este foarte interesantă. E vorba de vampirismul energetic. Deci, practic, pentru ca eu să mă protejez, deci, și din cauza aceasta, eu îl port la mine. Putem spune că îl folosiți pentru protecție energo-informațională. Dânsul a prezentat influența nocivă a câmpurilor de torsiune informațională asupra sistemelor biologice. Deci o chestie fundamentală a acestor lucruri. De asemenea, bazele fundamentale unei tehnologii de vârf. Deci, titulaturi și preocupări deosebite pe această linie. În general, se văd foarte bine efectele, pentru efectele, că acum sunt și arme care pot reprima o revoltă de oriunde, da, cu o simplă mașină. Sigur. Pe care este instalată o antenă. Chiar să rog un pic pe Victor să ne spună două, trei cuvinte despre armele psihotronice actuale. Surpriza noastră, dacă circulă pe stradă o mică dubiță cu o antenă care se ridică, pot să oprească câteva sute de mii de oameni, îi pot opri sau pot să genereze spaime sau tensiuni sau anxietăți sau orice, încât până și fizic senzații de greață, de o senzație de arsură interioară, fără ca de fapt să apară arsura, ci toată trăirea este doar la nivel psihic și psihomental și lucrurile sunt foarte grave. Deci te duci direct și dai o comandă pe psihomentalul celorlalte ființe, fără să-i atingi cu un deget, fără să poată fi, cum să spun, să existe modalități vizibile de contracarare din partea manifestanților sau alte armate, pentru că acum mai multe armate au dispozitivele montate în multe feluri.
de la jeepuri la avioane și așa mai departe. Un coleg de-al meu, discutând acest subiect mai amănunțit, mi-a spus dacă cumva se acționa pe undă directă, deci practic asta înseamnă punct ochit, punct lovit, și exista o directivitate neperturbată, deci, neavând obstacole, așa, putea să acționeze un om sau o, mă rog, o ființă vie până la aeroportul Otopeni. Dacă avea culoar drept și, bineînțeles, fără niciun fel de obstacol, aceasta funcționând pe putere maximă, putea distruge din punct de vedere informațional și psihic o țintă care se afla la Otopeni. Deci așa era puterea acestor sisteme. Iartă-mă că am făcut chestia asta, însă eu am văzut-o. Exact, dumneavoastră ales perfectă dreptatea. Exact, așa stau lucrurile. Și uitați-vă, chiar putem urmări aceste imagini cu asemenea sisteme și echipamente din diferite țări, da, din America. Uitați-vă, avem aici o instalație care este utilizată din în Slovenia sau Slovacia. Da. Deci acest echipament pus pe un jeep albastru. Și asemenea sisteme cu, într-adevăr, au acest rol de a induce anumite stări oamenilor. Cum spunea și domn profesor, aceste sisteme funcționează selectiv și da, direcțional. Deci ele produc anumite stări. Pot crea stări de frică, stări de panică, pot crea stări de motivație, de îndemn, cum s-a făcut în cazul jandarmilor și cum se face de regulă asupra soldaților din prima linie care atacă. Ei nu trebuie să aibă frică, ei trebuie să fie foarte motivați, să nu aibă alte gânduri, chiar să nu aibă nicio milă față de soldații inamici. Ei nu trebuie să stau pe gânduri, ei trebuie să fie niște roboți biologici care execută ordinul. Exact. Pentru că asta este război. Dacă nu împușcă ei, atunci ei devin împușcați. De asemenea, aceste sisteme, cum spunea domn profesor, ele pot provoca și efecte mai puțin devastatoare, precum induc stări de liniște în public sau în această populație care se adună, aceste mase de oameni care pot ajunge la alte forme de agresiuni, și asemenea sisteme și echipamente pur și simplu pot induce starea de relax, starea de liniște, starea de apatie, și atunci oamenii care s-au adunat să facă asemenea acțiuni, ei pur și simplu devin mult mai pașnici, ca și cum rămân fără acest gând, le se șterge din cap aceste gânduri agresive și ei pur și simplu se transformă în niște oameni mult mai pașnici, care chiar se întreabă ce căutăm noi aici și se retrag frumos acasă. Cum funcționează toate aceste echipamente? Da, ele funcționează pe principiul microundelor, cele care am prezentat noi acum. Aceste instalații, în general, sunt mobile, pe baza unui auto, pentru mobilitatea rapidă, și ele funcționează pe microunde. Și cum spunea domn profesor, au raza care poate să acționeze chiar la distanță de kilometri. Printre altele, aceste sisteme provoacă, în rândul inamicului, stări necontrolate, stări care se instalează foarte rapid, chiar într-o secundă, și anume stări de greață, stări, pot fi stări de vomă, stări de frică, stări de panică, scăderea concentrației, pot apărea chiar senzații de arsură, ca și cum arde pielea, sau durerea imensă, insuportabilă, dar cu siguranță toate aceste stări, ele nu au loc la nivelul fizic, ci ele se induc la nivelul nervos, sistemul nervos. Și sistemul nervos reacționează sau transmite aceste impulsuri și așa pricepe psihicul uman. Ca atare, asemenea sisteme funcționează pe principiul frecvențelor care sunt descrise în această lucrare militară. Toate frecvențele se împart pe diferite benzi și intensități, și printre care există frecvența, spre exemplu, 5,14, frecvența asociată cu stomacul. Deci exact dacă noi umblăm cu asemenea frecvență, putem da nașterea acestor senzații de vomă sau chiar de frică.
frecvență asociată cu inima. Deci cu asemenea sisteme pe frecvențe mult mai înalte și cu anumite intensități se poate face ca o persoană să facă un stop cardiac, pur și simplu, și aceste sisteme chiar sunt folosite de serviciile secrete. Ce ține de ce spunea domnul Dan, că orice agresiune, orice tehnologie care ne agresează poate fi contracărată numai cu una tehnologie de același calibru, de o tehnologie asemănătoare, bazată pe același principiu. Dacă ne este frig, noi nu punem mască de inot, noi punem haină călduroasă. Pe același principiu, cu arme de agresiune psihoemoțională, arme psihotronice, noi putem să ne apărăm doar cu aceste sisteme care seamănă, care sunt din pe baza acestei tehnologii, pe tehnologii similare. Și dispozitivul Torser, el a fost creat tocmai pentru a ne proteja de asemenea agresiuni, de agresiuni energo-informaționale care vin sau ne atacă în viața de zi cu zi. Care sunt aceste agresiuni? Plecând de la diferite câmpuri electromagnetice produse de diferite instalații electrice, precum cablaj electric, linii de înaltă tensiune, relee de telefonie mobilă, rețele Wi-Fi care avem în fiecare casă, care există chiar peste tot, sunt omniprezente și de fapt noi suntem cu dumneavoastră, ne aflăm într-un ocean de frecvență, de amestecătură dintre aceste frecvențe pe diferite benzi, pe diferite intensități, care și interferează între ele. Și atunci se creează niște frecvențe monstruoase care chiar sunt foarte greu de terminat și care au efecte devastatoare asupra psihicului nostru, asupra sistemului nostru nervos, asupra bătăilei inimii, asupra somnului, deci ele perturbă somn, bună dispoziție, creează aceste frici, deci putem avea aceste stări depresive. Sau unii oameni ajung cu oameni cu siguranță mai sensibili sau cu anumite predispoziții, pot ajunge chiar la anumite boli sau să declanșeze reacții rapide și chiar pot să ajungă la moartea. Și cum vă spuneam, asemenea sisteme de protecție, ele n-au apărut pur și simplu, ele au apărut la cererea foarte mare în existența unei probleme imense, precum explozia reactorului de la Cernobâl. Deoarece acest dispozitiv Torser este dezvoltat de grup de oameni de știință din Ucraina în colaborare cu oamenii de știință din Rusia, și anume grupul de cercetători care a lucrat la sisteme de anihilare și neutralizare reactorului de la Cernobâl din Ucraina. De atunci a apărut acest prim Torser, cu siguranță este în fața al doilea tip de Torser, care a apărut în 2009. Acest sistem a fost creat în anul 2009, dar până atunci a fost tehnologie militară, a fost utilizat numai în domeniul militar această tehnologie, pe când în anul 2009 s-a făcut posibil ca acest aparat să ajungă și în domeniul de utilizare civilă sau chiar casnică. Acest aparat nu face altceva decât creează un câmp cu rază 2,5 metri în jurul utilizatorului, un câmp de protecție la toate agresiunile energo-informaționale. Și ce spunea chiar domnul profesor, asemenea elemente precum de ochi, sună poate banal în contextul emisiunii noastre când noi vorbim despre tehnologii militare, dar acest de ochi nu este altceva decât armă psihotronică care deține fiecare dintre noi. Sigur. Cum se manifestă? Când avem o stare de ură, starea negativă asupra unui alt individ sau asupra anumitui grup de oameni, suntem supărați, zicem, deci toată energia negativă din noi adresată acestui om, ea este directă, ea este direcționată și ajunge exact la țintă. Deci această energie care noi generăm, conform legii păstrării energiei, ea nu dispare nicăieri, ea iese din noi, avem chiar un tun psihotronic, dacă vreți așa, instalat în noi și ea ajunge la țintă, ajunge exact la victima care se află în fața noastră și care noi
să nu zic așa, blestemăm, dar pur și simplu pe care noi suntem furioși, avem furia, avem această energie negativă. Deci acest sistem, acest torser, el protejează împotriva unor asemenea agresiuni. El ne protejează împotriva tuturor factorilor, precum aceste câmpuri electromagnetice, această componentă negativă torsionică a câmpurilor electromagnetice, a telefoanelor mobile, a calculatoarelor, a liniilor de înaltă frecvență, a rețelelor Wi-Fi. Foarte, foarte mulți oameni care dețin acest aparat, toți spun un singur lucru și confirmă că, având acest dispozitiv, ei odată și odată simt o schimbare imediată. De ce? Pentru că acest câmp este recunoscut de corpul nostru și corpul nu face altceva decât rămâne fără scurgerea de energie. Această imunitate a noastră, ea reprezintă sistemul nostru energetic. Și dacă noi suntem cu dumneavoastră atacați din diferite motive sau din diferite surse, sistemul nostru endocrin sau energetic, el consumă foarte multă energie, precum șofer de călcat când se încălzește sau frigider pentru a răci mâncarea, el consumă foarte multă energie. Exact așa pierdem și noi cu dumneavoastră energie care are cu totul alt rol. Și atunci, dacă suntem tot timpul sub asemenea influență negativă, spre exemplu, ne aflăm în zonă în care există diferite rețele nocive, Wi-Fi, telefonie mobilă, linii din altă tensiune, avem foarte multă aparatură electronică sau din pricina serviciului ne aflăm în birouri în care există foarte multă aparatură electronică. Știți acest miros? Miros anume de birouri, miros care se produc aparate de copiat. Acest miros este un miros de ioni pozitiv, care este foarte, foarte nociv pentru energie corpului nostru. Așa că un asemenea aparat purtat în buzunar, în poșetă sau pur și simplu într-un loc asupra corpului în timpul zilei, el ne protejează toate aceste influențe negative. Corpul nostru nu pierde energie pentru a lupta, pentru a respinge toți factorii negativi și atunci energia noastră este distribuită de corpul nostru către zone sensibile, către zone în care este nevoie de această energie. Și atunci noi intrăm în echilibru. Ce înseamnă echilibru energetic? E un termen foarte auzit, foarte mult auzit. Nu este altceva decât când noi avem suficientă energie odată, nivelul energiei noastre este suficient și doi la mână această energie este repartizată exact după consumatorii corpului nostru, după necesitățile corpului nostru. Pentru că odată poate fi situația când avem nevoie de energie în zona picioarelor, alergăm, facem anumite eforturi. Doi, putem avea nevoie de această energie în zona capului, când avem o muncă intensă cu anumită gândire sau procesare informațiilor. De aceea, acest aparat, cum vă spuneam, foarte mulți oameni percep imediat influența lui și toți spun un lucru, că imediat se instalează starea de bine, starea de relax, starea de energizare. Deci oamenii chiar spun că acest torser seamănă, influența lui, mai bine zis, seamănă cu ca și cum tu ai băut o cafea, ca și cum ai băut o băutură energizantă, pentru că el revigorează. Trei, acest aparat, el participă activ la procese de anti-îmbătrânire. Adică corpul nostru, pe când are nivel de energie crescut, tot timpul nivel de energie este crescut, e suficient pentru activitățile noastre zilnice, nu se supra-solicită corpul, nu se supra-solicită sisteme și în acest fel corpul nostru duce mult mai bine, rămâne în starea optimă mulți ani și se simte foarte bine. Este uluitor. Realizarea este o realizare tehnică și științifică, deci personal, chiar în cadrul Academiei Militare ne-am cunoscut domnul Anatoli Pavlenko, da? A fost adus acolo și a făcut mai multe expuneri speciale asupra câmpurilor axiale sau câmpurilor de torsiune. Realizarea uluitoare este faptul că beneficiile pe care ne le aduce un astfel de dispozitiv se întind pe lungul pe un timp de aproximativ 10 ani. Deci 8 ani el deja are garanție, dar 10 ani este durabilitatea cât el funcționează în parametri. Mai mult decât atât,
în toți anii ăștia nu schimbi nicio baterie. Deci modul în care este încărcată în timpul polimerizării cu câmpuri de torsiune face ca, deci ce înseamnă câmpuri energo-informaționale, face ca acest dispozitiv să fie la cote maxime, continuu, deci 10 ani de zile să beneficiați fără niciun fel de problemă de a transmite de la cineva, de la unul la altul, adică este o protecție absolut uluitoare în vremurile în care, invers, natura vectorilor care ne afectează, propriul dumneavoastră stres. Deci până să ajungem să dăm vina pe altcineva, gândiți-vă că vă faceți rău, poate necontrolându-vă propriile stări de mânie. Deci, în momentul în care noi, până să interferim cu alte ființe, noi avem propriile noastre anxietăți, propriile noastre stresuri. Toate lucrurile astea ne afectează negativ propriul câmp energo-informațional. Acest dispozitiv, din start, chiar fără să vă afecteze, deci dacă ați fi într-o zonă absolut paradisiacă, fără niciun fel de emisie electromagnetică, acest câmp permite să vă reechilibrați ființa, pur și simplu să beneficiați de o stare stenică, de o stare bună, de optimă, de control, de concentrare, de echilibru. Mai departe, ceea ce a subliniat Victor și s-a vorbit despre războiul energo-informațional și despre influențele energo-informaționale. Da, acestea au fost de mii de ani, tot timpul ele au fost prezente. E adevărat că noi cunoaștem sub forma aceasta de parte psihotronică, da? Pentru că în momentul în care au apărut dispozitivele electronice, ne-a fost mai ușor să o evidențiem. Dar până să apară partea energo-informațională ca și vector de acțiune al aparaturii electromagnetice, a existat pur și simplu oameni care au lucrat anumite tehnici de magie și în care aveau această abordare de influență energo-informaționale, indiferent cum vreți să o numiți, de ochi sau până și un simplu om, prin intensitatea intenției tale, în momentul în care cineva invidiază o altă persoană foarte intens sau e o gelozie sau mai rău, blestemele respective, sunt vectori față de care, chiar dacă dumneavoastră nu aveți cunoștință sau nu credeți, ele funcționează exact ca și legile Universului. Ele funcționează și vă treziți cu dureri de cap, cu palpitații, cu probleme gastrice, cu tot felul de inflamații. Acest dispozitiv oprește totul, nu mai face posibil ca să fiți afectați, pentru că vă întărește propriul scut imunitar pe cele trei nivele. Primul nivel este nivelul fizic, adică și dacă vă duceți să vă faceți analize, să vedeți ce înseamnă să lucrați cu o aparatură propriu-zis, dumneavoastră să lucrați cu telefon, laptop și așa mai departe, o să vedeți că după 8 ore de muncă, analizele de sânge ținând de VSH înainte de cele 8 ore și după 8 ore de muncă cu device-urile, ce să mai zic, rețele Wi-Fi, VSH-ul crește la niște cote de parcă ați avea vreo boală grea, chiar cea mai grea boală. Da? Deci, chiar fizicul dumneavoastră vă spune concret că aceste influențe funcționează. Da? Partea bioenergetică, noi am mai subliniat-o, am arătat cu GDV-ul câmpurile aurice și modul în care, unde apare influența, apare ruptură, blocaj energetic și, bineînțeles, asta întotdeauna e asociat de mii de ani, este asociat de către clarvăzător cu stare de boală. Deci, când apare un blocaj energetic în corp, când apare un dezechilibru, o ruptură energetică, lucrul ăsta, dacă depinde de intensitatea ei, dacă se repetă, se ajunge foarte rapid sau instantaneu la boală. Iar partea a treia, care este foarte specială, este această parte informațională, care în partea academică a fost denumită și parte de câmpuri, de câmpuri axiale sau câmpuri de torsiune, partea aceasta informațională care nu mai are
opreliște, adică nu mai are limite ca și influență de penetrare în momentul în care s-ar folosi un dispozitiv de influență informațional, da, energoinformațional, și la fel comanda pe care o dă acest dispozitiv este ca toate organele dumneavoastră să funcționeze în parametri optimi. Deci este contraponderea la tot felul de lucruri foarte ciudate. Nici nu poți să măsori din câte părți sunt atâția factori, că nu-i vorba doar de a aduna frecvențele. Ele se însumează și dau cu totul altceva. Deci nu aduni, bun, ce frecvențe avem aici? Păi dacă s-au întâlnit 10 tipuri de frecvențe aici, în acest loc, dă o cu tot ceva de negândit ca și impact. Ce părere aveți? Despre această chestiune, înainte de a îmi exprima această părere, vreau să prezint o scurtă, să spunem așa, categorisirea acestor arme, pentru că sunt în dezvoltare unele dintre ele, ajungând chiar foarte, foarte eficiente. Deci, într-o primă fază, sunt arme psihotonice realizate pe bază de radiații cu frecvență extrem de înaltă, care se încadrează în lungimi de 1 milimetrice și sunt une chiar submilimetrice, în diapazonul 30 de GHz până la 300 de GHz, apropo de frecvențele de care spuneți. Care, o altă categorie. Care e un diapazon de frecvențe la care corpul este extrem de permisiv. Exact. Deci, la nivelul membranei celulare, exact, pe aceste frecvențe, celula nu se mai poate apăra. Exact, nu se mai deci poate. Deci o influență directă poate să intervine direct asupra ADN-ului. Exact. O altă categorie sunt cele care funcționează pe baza frecvențelor ultradecimetrice și care cuprind paleta oscilatorii între 300 de MHz și 3 GHz, care iarăși cu lungimea de undă de 10 cm. O altă categorie este pe aceea care se bazează pe ultrasunete, funcționează pe lungime de undă aproximativ de 0,017 metri cu frecvență de 30 de kHz. Exact, iarăși, în funcție de ce se dorește, ce se dorește să se obțină, atunci există alfabetul care se transmite, deci, cum s-ar spune, sentința, formularea respectivă care exact se transmite acolo, energoinformațional, în funcție așa de ce se dorește. Așa cum și domnul Victor Adinaurea. Și în sfârșit, arme care funcționează pe baza radiatorii infrasonice, care sunt lungime de 17 cu frecvență mai mică de 17 Hz. Arma care folosește cel de-al 20... Apropo de asta cu infrasonice, da, în momentul în care se utilizează o astfel de armă, oamenii încep, printre altele, să audă voci. Da. Deci se pot uita de jur împrejur, nu văd pe nimeni. Da. Dar în capul lor, ei aud ca și cum cineva ar vorbi cu ei. Și se poate transmite, deci s-a făcut experiență în care se poate transmite ce să audă omul ăla. Exact. Deci o iei razna ca om obișnuit care ești neinstruit, nu știi ce se întâmplă, tu auzi o voce care spune nu știu mai ce. Da, se produc efecte halucinante. Halucinante, vomă, de asemenea, distrugerea vederii. Și în funcție de intensitate încep să apar efecte halucinatorii încât tu vezi ceea ce nu există. Deci nu e vorba de a vedea o realitate. Tu vezi ceva care bagi mâna în foc că este o realitate. Auzi și vezi ceea ce nu există. Ca să înțelegeți nivelul... Aș aborda în foarte scurt timp, deci cu un minut sau două, o chestiune care practic e probată de mine. Numai o secundă. Da. De ce se petrece treaba asta? Pentru că toate simțurile noastre merg și noi suntem energoinformațional și noi mergem pe influx nervos. În momentul în care s-a dat comanda și s-a atins nivelul de vibrație pe o anumită stare, toți receptorii noștri și modul nostru de a interpreta realitatea este tras în altă bandă, nu în banda fizică. Deci noi nu mai vedem fizic, căscăm ochii fizic și noi nu mai vedem. Pentru că în momentul în care nu mai vedem lumea fizică, vedem ceva, simțim ceva, trăim ceva care nu are corespondență și pe care noi ne jurăm că am trăit așa ceva. Și apropo de atâta paranteză fac, de 5G, există deja, deci am întâlnit foarte multe relatări și în țară la noi și în alte părți,
că au început să apară astfel de percepții, mai ales în rândul mamelor gravide, a femeilor că sunt mai receptive, a copiilor, au început să vorbească lucruri despre care părinții erau șocați. Tu despre ce vorbești? Adică vreau să meargă cu el la psiholog. Despre ce vorbești? Supunerea la 5G, din păcate, a apărut simultan, că nu a apărut până atunci, nu vreau să învinuiesc pe cineva, dar simultan cu apariția instalațiilor 5G au început să apară astfel de relatări în abundență, care, atenție, 5G vrem noi, ne place, vrem să ne funcționeze mai bine toate alea. Nu e vorba de vreo dorință de armă psihotronică, ci e vorba de pierderi colaterale, să zic așa, sau... Și da și nu, dar cum spuneam mai devreme, orice impact asupra noastră și dacă noi am presupune că aceste sisteme, aceste tehnologii ne afectează sănătatea și aduc la asemenea simptome, trebuie să luăm măsuri adecvate, măsuri similare. Nu putem face altceva sau nu putem neglija odată și odată. Trebuie să ne protejăm de asemenea influență, pentru că corpul nostru nu face altceva decât reacționează la diferite influențe. Noi cu dumneavoastră, de fapt, suntem, dacă vreți așa, o antenă și sănătatea noastră, în funcție de ce semnale primește din exterior, asta este starea noastră de sănătate. Dacă programul respectiv este corect, dar care ar fi programul corect? Programul naturii. Când noi cu dumneavoastră ne retragem în natură, în munți, în pădure, undeva într-un loc izolat, cu toții știm, cu toții putem da seama ce înseamnă acest program al sănătății, care ne dictează natura, care ne susține. Dar cu toții știm ce înseamnă să stai în fața calculatorului, în fața telefonului, ore bune și ce stare apare în urma acestor activități. Și dacă noi cu dumneavoastră folosim aceste device-uri, suntem în asemenea circumstanțe, noi nu putem renunța la device-uri, noi nu putem renunța la rețele care există în apartamentele noastre și în apartamente ale vecinilor, nu putem renunța la diferite influențe electromagnetice pe stradă, mergând la școală, la servici sau plimbându-se prin parc. Atunci, singura soluție, utilizarea unor asemenea dispozitive care cel puțin aplanează, ne protejează de toate aceste influențe și fac în așa fel ca corpul nostru, structura noastră bioenergo-informațională să nu sufere atât de grav, să fim și noi protejați în măsură corespunzătoare. Pentru că timpul emisiunii, din păcate, este destul de scurt, cu promisiunea că revenim să aprofundăm, să explicăm mult mai amplu ce se petrece și ce avem de făcut, vă mulțumim pentru atenție, vă urăm multă, multă sănătate și vă rugăm să rămâneți alături de noi. O seară bună!